Guvernul a aprobat ieri indicatorii tehnico-economici pentru refacerea Palatului Administrativ. Printre lucrările prevăzute sunt refacerea sălii Ștefan cel Mare, restaurarea peretelui cu mozaic alegoric de la primul etaj și al doilea, precum și consolidarea peretelui fronton de pe fațada principală. Guvernul a aprobat la ședința de miercuri 16 martie un proiect de hotărâre vizând investiția de consolidare, restaurare, reabilitare și dotare a Palatului Administrativ al Suceavei. Lucrarea se va derula pe o perioadă de 22 de luni, din care 4 luni sunt pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Valoarea estimată prin indicatorii tehnico-economici aprobați la ședința de miercuri a Guvernului este în sumă de 96 de milioane de lei, din care 1,3 milioane vor fi din bugetul Consiliului Județean Suceava, iar diferența va fi asigurată de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. De altfel, aceasta va avea rol de autoritate contractantă în cadrul licitației deschise, ce va fi organizată în acest an pentru a fi desemnați proiectantul și executantul lucrărilor. Între lucrările prevăzute sunt refacerea sălii Ștefan cel Mare, restaurarea peretului cu mozaic alegoric de la primul etaj și al doilea etaj, consolidarea peretului fronton de pe fața principală, turnul cu ceas, totodată se va reconstrui forma originală a acoperișului, acoperit cu țiglă ceramică, iar învelitoarea bovindoului va fi din tablă de cupru tip solzi. Pentru fațadele din nord, sud și est se va reveni la fațadele originale ale clădirii, conform imaginilor extrase din arhivă. Palatul administrativ a fost afectat de un incendiu izbucnit pe 6 martie 2021 din cauza unui conductor electric defect. De altfel, consolidarea și reabilitarea Palatului Administrativ va avea și lucrări de desfaceri pentru înlăturarea părților afectate, lucrări de consolidare a structurii de rezistență la nivelul planșeelor din lemn, a peretelui fronton, a acoperișurilor de fum și refacerea planșeului de lemn peste nivelul 2 cu un plașeu din beton armat, lucrări de refacere la nivelul acoperișului cu o șarpantă din structură metalică ignifugabilă, lucrări de finisaje interioare și exterioare, refacerea tuturor instalațiilor electrice de curent star și curent slabi, sanitare și dermice.